Dragile mele, vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Deci, dragile mele, cum v-am promis în videourile anterioare, o să vă arăt cum creez eu aceste broșe și astăzi a venit rândul să vă arăt cum au fost create aceste două minunate broșe, două fetițe iepuraș. Precum vedeți, pentru aceste două fetițe iepuraș am avut nevoie de două feți. Aceste feți sunt făcute din uh, rezină epoxy, dar puteți să le găsiți și din plastic. Eu le-am încleiat cu clei B7000, care îl folosesc cel mai des. Și precum vedeți, mele, prima etapă pentru a începe a crea o broșă este să vă alegeți fetru necesar, fetru poate să fie de orice culoare, eu am ales pentru acea bej fetrul ăsta bej așa pastelat și deja pentru a doua broșă am ales un alb, dar pentru că am avut nevoie de un fond așa roz, mi-am colorat... Cetrul ăsta cu culoarea roză și deja pentru casperala am folosit pentru prima așa un galben aprins și pentru două, pentru a doua broșă așa un roz argentiu. A doua etapă, deja eu îmi placez cristalele, precum vedeți, pentru acea beja am ales ca accent să fie așa niște cristale galbene și deja pentru a doua broșă am ales un așa roz roz închis, roz așa aprins și pentru aceste două broșe o să folosesc o tehnică nouă, cred că o să le fac practic numai din paieți pentru asta galbenă o să aleg așa paiete galben pa galben bej o să mă uit poate o să fac în două game, dar pentru acea roză, cred că la vârf o să aleg așa un roz pastelat și da, deja spre uh, mai aproape de cap o să aleg un așa roz cu diferite nuanțe. Personal mie îmi place să lucrez foarte mult cu aceste paiete, fiindcă se lucrează foarte rapid și foarte rapid se, comple se completează spațiul broșei aceste broșe cam mai rime, pare poate par așa mari, dar sunt foarte mici și uitați-vă ce efect frumos se primește, parcă este un efect așa de solți la pește. Mie personal, cum v-am spus, îmi place foarte mult aceste paiete, fiindcă datorită lor, broșa reflectă foarte, foarte multe culori, reflectă culorile din jur, la soare strălucește foarte mult. cum vedeți, cu aceste paiete am prelucrat broșele nu până la sfârșit, nu, nu m-am dus până aproape de cap, nu m-am dus aproape de cristale, Spațiul ăsta vreau să o completez cu alte mărgele, vreau să o completez cu biconusuri, cu diferite materiale pe care eu le am în stoc. Și uitați-vă, dragile mele, ce frumusețe s-a primit. Nu am rămas detaliat la, acest, la, la toate toate etapele că am vrut să nu am vrut în principiu să fac un video foarte, foarte mare ca să nu vă plictisiți și deja am trecut această etapă, dar vreau să vă spun că uh, spațiul care mi-a rămas l-am completat cu biconusuri, cu cele mai pastelate, am ales diferite, galbene, beje, albe. Voi folosi toate, toate materialele care le aveți în stoc. Asta este și plusul unei broșe că puteți să combinați diferite materiale de diferite mărimi, de diferite uh, forme. Uh, precum vedeți, uh, mai spre cap am pus așa ca să fie bogat și deja spre urechi m-am dus cu diferite mărgele, precum vedeți galbene, transparente, beje mai pastelate, chiar am folosit și albe. Cum am spus eu, avantajul acestor broșe este că poți să folosești toate, toate materialele. Și precum am spus, la broșa cea roză am folosit spre, la urechea iepurașului, am folosit un așa roz pastelat care este mai mat și deja spre capul iepurașului m-am dus cu paiete așa care reflectă diferite, diferite culori. Eu practic mereu lucrez pe această pânză cu două broșe, așa pot să mă conduc de la una la alta, să văd ce am făcut la una ca să repet și la alta și la această broșă practic roză numai aceste cristale sunt așa mai accentuate, restul am folosit mărgele mai pastelate și mai transparente. Și deci, dragile mele, ce ține de aceste broșe, puteți să le faceți chiar și în alte materiale, nu neapărat să le faceți din paiete, ca să vă fie mai ușor, adică să folosiți toate materialele care le aveți în stoc. Și bineînțeles, cu următoarea etapă, după ce am finisat aceste broșe, după ce am completat toate spațiul necesar, după ce am completat cu toate materialele care am dorit, scoatem aceste materi aceste acest fetru, aceste broșe de pe această pânză, eu mereu îmi decupez această pânză ca să-mi fie mai ușor să prelucrez broșele bineînțeles că scot mai întâi de toate ața cu care a fost cusut acest fetru mie e așa mai comod și deja încep a decupa acest fetru, fac mare, mare atenție ca să nu uh, mă apropii tare, tare de contur de această spirală, ca să nu ating nu cumva vreo ață eu mereu folosesc o foarfecă ascuțită ceea ce vă sfătuiesc și vouă să aveți o foarfecă ascuțită și încep a tăia acest fetru pe conturul broșei lăsând undeva un centimetru un centimetru, cer scuze, un milimetru un milimetru și e, jumate. Nu vă apropiați tare tare de această spirală, chiar dacă vi se pare că undeva este mai mult nu-i nimic, puteți să, să mai tăiați încă o dată, să faceți un tur pe diametrul acestei broșe și să mai decupați dată. Principalul să nu fie prea puțin. Și fix Aceleși etape le fac la două broșe, la broșa aceasta roză, tot așa trag atenția la conturul acestei broșe. Vreau să vă spun că după ce am vopsit acest, acest fetru cu vopselele speciale pentru material, acest fetru devine încă și mai tare, încă și mai dur și poate la această broșă mi-a fost puțin mai greu să decupez acest fetru. Dar în orice caz, cum v-am spus, trebuie să aveți foarfeci foarte, foarte ascuțite, cu datorită lor, tăiați foarte repede și eu la final mă mai uit dacă acest contur este egal prin... Tot diametrul broșelor, și bineînțeles, dragele mele, următoarea etapă merge prelucrarea broșelor, prelucrarea spatelui, dar mai înainte de asta eu etapa întărirea, adică în spate. O să vedeți, am pus un carton. Acest carton eu uh, îl înclei cu clei, tot B7000, după care pun broșele sub, uh, preșa, uh, sub pres, așa sunt sigură că s-au încleiat foarte, foarte bine. Această etapă eu nu am făcut-o. Dacă o să doriți, uh, lasați-mi o întrebare în comentarii și eu pot să fac această etapă individual. Deci eu folosesc acest pix alb pentru a traversa conturul broșei am însemn unde se începe și unde se finisează închetoarea. Broșele acestea, cum am spus, sunt foarte mici și este încă mai mică. Deci, precum vedeți, ăsta este cartonul. Cartonul eu mereu îl decupez, las undeva uh, 1 un milimetru, milimetru jumate de la conturul fetrului. Folosesc acest clei, plasez acest clei și pe carton și înăuntru încheitoare, Așa, încheitoarea se va, se va încleia foarte bine de acest carton. Eu deja o să fac, fix, o să fac asta la broșa aceasta roză și după care o să fac fix aceleși etape și la broșa bejă. Precum vedeți, pentru această roză am ales un material, pele aceasta moale jams, tot roză și deja pentru acea bejă o să aleg tot un așa bej. Eu deja pe canalul meu aveți găsit un video special dedicat pentru această pele. V-am arătat ce pele folosesc fiind foarte des, practic la toate broșele eu folosesc pele aceasta moale jams îmi place foarte mult cum se lucrează cu ea și se coase, adică pot prelucra conturul foarte ușor cu ea. Și, precum v-am spus, fix aceleași etape le fac la această bejă, îmi fac conturul cu pixul ăsta alb, pixul ăsta alb l-am cumpărat de pe AliExpress, o să mă stăru link să vi-l las în comentarii, așa o să-l găsiți și voi, o să puteți să vă folosiți și voi cu el. Pentru broșe este foarte, foarte uh, comod de lucra cu el și deja pentru această beje fac fix aceleași etape, am întărit mai întâi cu carton, după asta... Uh, pun clei pe, pe acest carton și înăuntru încheietoare. Așa o să fiu sigură că încheietoarea toți va încleia bine de carton. Și bineînțeles că pentru prelucrarea uh, părților laterale pentru aceste broșe la început mă gândeam să folosesc aceeași spirală, dar pentru final am ales și am prelucrat conturul uh, păr părțile astea din uh, l-am prelucrat cu mărgele, cu mărgele transparente. Dar în principiu pentru contur puteți să folosiți chiar și paiete, cum eu am, prelucrat, cum eu am lucrat aici mai mult cu paiete, puteți să folosiți ce modul ăsta de prelucrare și cu paiete tot se, se va primi foarte frumos. Și iată, dragele mele, broșele sunt foarte, foarte drăguțe, chiar foarte frumoase. Cum am spus eu de la început, pentru aceste broșe, chiar pentru broșele la general, puteți să folosiți toate, toate materialele care le aveți, fiindcă foarte multe fete mă întreabă ce materiale pot să folosească, eu vă recomand să folosiți toate, toate materialele, precum vedeți, așa arată prelucrarea mărginii, așa arată încheietoarea din spate, așa arată materialul ăsta. Și, dragele mele, asta a fost broșele de azi, sper că v-au plăcut, acum o să vă fie mai clar cum să alegeți materialele, cu ce tehnici mai Puteți să folosiți, eu vă invit să vizitați și Instagram-ul meu, acolo postez cele mai multe poze și deci, dragile mele, astea au fost broșele de azi, eu vă mulțumesc că mă vizionați, nu uitați să vă abonați, să lăsați întrebările dacă le aveți, eu pregătesc și alte videouri și o să le placez de curând și cu mult drag, dragile mele, ne vedem data viitoare, pa, pa!